Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută. Antonio. Antonio, Maria și Irina. Pentru că dacă zici Antonio și Maria, nu poți fără Irina, pentru că tot timpul apare în peisaj. Ce să facem noi cu Irina? Nu care interesa Antonio, noi interesează. Ea vrea să facă conversații, îi place să vorbească cu el. Degeaba e geloasă, Maria, că am văzut că e geloasă. Îi zici ea că nu mă interesează, că nu-s geloasă, că poate să vorbească cu cine vrea, dar e geloasă, că s-observă. Adică noi, femeile, ne dăm seama de altă femeie dacă e geloasă. Normal, normal. Eu cel puțin îmi dau seama. Și-a dat seama și Antonio că e geloasă. Dar nu are de ce, nu are pe Irina să fie geloasă. Irina poate să vorbească cu toți băieții care sunt în cuplu, că toți sunt. Și n-ar trebui fetele să fie geloase. Care băiat sănătos la minte din casă ar lăsa partenera lui cu care e în cuplu să facă cu Irina, că știe că Irina nu e statornică. N-ați văzut ce-a făcut, deja are istorie. Așa că Maria e geloasă absolut degeaba. Da. Și a întrebat-o pe Maria dacă se supără când stă de vorbă cu Antonio și a zis că nu se supără, dar nu îi pică bine. Am văzut-o eu că nu îi pică bine, nu știu de ce. Că nici mai frumoasă nu e ca Maria, nu e mai frumoasă. Maria e mai frumoasă că ea, nici interesată nu e, nu știu, Irina e un specimen, e ceva unicat. Era bine dacă rămânea și Alexuțu în casă, nu trebuia să le elimine, să rămână Irina. Vedeți, acum se bagă peste tot. Se bagă chiar peste tot. Ea vrea doar să vorbească. Nu interesează absolut deloc să facă cu nimeni cuplu, mai ales să despartă pe careva. Eu nu cred asta. Chiar aș vrea să răspundeți dacă mai crede cineva ca mine. Știți doar că acum e Paula Chirilă, parcă sau cum o cheamă, la Capricci, Gabriela nu știu ce are, și i-a zis, ei vorbeau, Antonio, Maria și Irina discutau și dintr-o dată îi zice Paula că uite-te lui Antonio, adică lui amândoi, Irinei nu, aveți o surpriză, nu-i venea să creadă. Și s-a deschis, a intrat mama lui și fratele lui Alexandru, parcă, mama lui foarte glumeață, îmi place de ea, păcat că n-a intrat în casă. Mare păcat că Antonio a intrat cu cineva care a plecat foarte repede, ceva mătușă sau nu știu, a plecat ceva de sănătate, probleme. Și au intrat, s-au așezat pe fotolii frumos, s-au îmbrățișat, bineînțeles, s-au pupat, nu se poate, a prezentat-o pe Maria, normal că o știa de la emisiune, dar alta e să vezi realitate și alta e să vezi la televizor, normal, se pare corect. A zis că o place și că nu o deranjează care copil, ultimament ce lui trebuie să-i placă, lui Antonio, nu mama lui. Dacă el e fericit, ea vrea să fie fericit. Fiecare mamă vrea ca să fie copilul fericit. Eu nu cred că există vreo mamă care să nu dorească fericirea copilului. În afară de Adriana de la sezonul 6, care s-a complăcut în această situație cu Cosmin. Ați văzut rezultatul. Bine, ea voia să fie fericit, Cosmin, nu voia să fie, dar voia să fie fericit cu bani în buzunar. La bani se gândea, nu se gândea la Miruna, mare femeie. Și oricum tot ea l-a lăsat. Dar nu contează. Bine că s-a terminat. Bine că s-a terminat. A scăpat de ea. Și au stat acolo de vorbă, pe canapele. Foarte drăguță mama lui. Chiar mi-a plăcut cum a discutat fratele lui. Și chiar mă bucur că o place pe Maria. Mă bucur foarte tare. Că o fată, că e fată, că nu-i măritată cu un copil, mai greu se atașează cineva. Pentru că o fată fără copil caută un soț, dar una cu copil caută și un tată la copil, nu doar un soț pentru ea. Și de asta e mai greu. De asta e mai greu. Și pentru Maria, normal. Ea caută pe cineva responsabil, cum nu a fost tatăl copilului, că n-a fost responsabil cu un om care e responsabil, nu își părăsește familia. Știu asta din experiență. Am avut și eu un responsabil, dar nu contează, a trecut copii mari.
Dar al Mariei e mic, are 6 ani, deci are nevoie de un tată, de un tată responsabil. Că am tot repetat cuvântul ăsta și pot să-l mai repet de 1000 de ori, pentru că e un cuvânt important, mai ales într-o relație. Într-o relație de căsătorie. E foarte important ca părinții să fie amândoi responsabili. Maria văd că l-a crescut foarte bine, e îngrijit, e isteț, de cât l-am văzut eu, cât de 2 ori l-am văzut. Cred că de 2 ori a fost și mă bucur că a fost în stare, a avut tăria asta, să crească copilul. Cum zicea și mama lui Antonio, că e esență tare ea. Este, este, este. Dar cam are și ea pretenții, e normal să aibă, pentru că e foarte atentă cu cine se încurcă. A pățit odată. Nu mai vrea să mai repete. De asta e foarte, foarte atentă. Dar nu... Încă nu pot să-mi dau seama dacă va merge relația lor. Deocamdată sunt în cunoaștere sau declar și cuplu. Dar să vedem pe parcurs. Mai sunt vreo 3 luni de emisiune. Chiar vreau să văd dacă o să reziste până la sfârșit. Sunt toți în afară de Irina. Care nu-și dorește cuplu. Restul sunt toți în cuplu. Chiar mă bucur pentru ei că sunt în cuplu. Să vedem cine rămâne până la urmă să căsătorească, pentru că o să fie și eliminări de cupluri. În toate sezoanele a fost așa. Și o să fie și în asta. Iar Antonio Săracu, am văzut că el trebuie să ceară sfaturi de la cineva, de la, a vorbit și cu Giulia, a vorbit, era pe canapea și lângă el era doamna Loredana și discutau, el spunea că nu mai suportă în casă. Să știi că la un moment dat, cam toți concurenții zic lucrul ăsta. Toți zic că nu mai suportă, toți zic. Chiar dacă știu unde au venit și știu cu filmatul și cu microfoane și cu toate astea, cum spunea și Antonio, este greu. Pentru unii chiar imposibil. Alții pleacă foarte repede. Alții stau 6 luni, cum am stat eu. Da, am fost singura mamă care a stat tot sezonul. Pentru că Mirela nu era mamă. Hermina nu era mamă. Nu era mamă nimănui, cum i-am zis eu. S-a supărat. Aia nu mai puteam eu. Așa că Antonio îi place lui, vrea el să mai audă și alte păreri și foarte bine face, foarte bine. Bineînțeles că Loredana n-a știut mare lucru, nu știa nici pentru copilul ei să-i dea sfaturi bune, dar să-i dea lui Antonio. Dar oricum i-a făcut bine cât de cât să vorbească cu cineva. Și l-am văzut pe Vlad, care îl simpatizează foarte tare, că atunci a vopsit mamele pe care ori vrut, bineînțeles, pe fete, le-a aranjat, asta e meseria lui și o face foarte bine. Foarte bine stăpânește meseria. Așa tânăr, e talentat. Și când ai talent, nici nu te uiți. Adică e bine să ai o muncă și să-ți placă. Că dacă faci o muncă care nu-ți place, degeaba o faci. O faci așa să treacă timpul și să iei banii, nu că să faci o muncă, într-adevăr, să-ți placă. Uite, mie îmi place munca care fac. Chiar îmi place. Nu m-aș vedea făcând altă muncă. Cu toate că am făcut de-a lungul vieții diferite munci. Mi-au plăcut câteva. Nu toate. Nu pot să spun că mi-au plăcut absolut toate muncile. Nu. Dar câteva mi-au plăcut. Mai multe mi-au plăcut decât nu. Și e bine când ai talent la... Uite cum scântăreții. Scântăreți. Am unul dintre copii cântăreți și compozitor. Și îi place. Mai joacă și prin filme. A, așa se trăiește în ziua de azi. Pe aici, pe acolo. Despre cine să vă mai vorbesc? De Irina, bineînțeles. De Irina, se poate să nu vorbim de Irina. Irina a avut un live. O conferință, cum zic ăștia. Conferință live cu spectatorii. Și a citit cu voce tare unele comentarii, nu putea să le citească pe toate, pentru că am avut și eu, când am fost în casa mereasă de mai multe ori, foarte greu, apar repede, nu pot nici să le citesc pe toate, nici să le răspund la toți. Majoritatea comentarii au fost negative, ieși afară din casă, iau pe hatige, comentarii negative de hatige, alții zicea să ducă să vorbească cu Roberto, păreri, iar râdea în continuu. Foarte bine că a luat-o în glumă, că dacă o luam în serios se supăra, plângea, că am văzut în sezonul nostru ce supărate erau unele fete, dar de ce? Fiecare om e liber să-și dea o părere.
nu înseamnă că așa e. Adică te bucuri când zice cineva, ești frumoasă, cum i-a zis Irinei, fii puternică, și după aia când zice, ieși afară, sau ce mai cauți aici, sau Chișinău, sau ce eu mai zis, nici nu mai știu, să se supere. Sunt părerile lor. Și dacă îți trimite un mesaj de ăsta negativ și nu-l primești, se întoarce la el, bineînțeles. Asta arată caracterul fiecăruia. Nu o caracterizează și nu o descrie pe Irina, se descrie pe el, bă, la care zice urât. Am văzut că a râs și în emisiune, după aia nu-i nouă păsat. Păi foarte bine, de ce să pui la suflet niște lucruri din astea? Nu că aș ține cu Irina, că nu țin cu absolut cu nimeni. Eu atât, o simpatizez foarte tare pe Sabrina, dar în rest nu țin cu nimeni, nu votez, nu mă uit nici la emisiune, sunt în boicot, ca să știți. Până nu afișează ca la o Eurovision. Dacă la Eurovision pot, să poată și Adera 1. Au bani, au de unde. Pot să afișeze. Și i-a trimis Denisa noastră, Denisa care a fost mesaj, că o așteaptă. Și o întreba Paula Chirilă, cine ți-a trimis, că cine te așteaptă, Alex sau Denisa? I-a trimis și Alex mesaje, nu le-a văzut pe toate, nu le-a citit pe toate, dar s-ar putea să se întâlnească. Depinde foarte tare de ei și mi-aș dori. Cam asta v-am vrut să vă spun până acum. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like. La revedere!